Bărbatul care a împușcat un tânăr în Craiova după o șicanare în trafic a fost prins în timp ce încerca să iasă din țară. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, imediat după săvârșirea faptei, atacatorul a fost dat în consemn la frontieră. El a fost identificat și reținut la punctul de trecere a frontierei Nădlac. A fost preluat apoi de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj, care l-au condus la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj în vederea continuării cercetărilor și a dispunerii măsurilor legale, au precizat reprezentanții PJ Dolj. Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă pe o stradă din Craiova. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că doi șoferi s-au șicanat în trafic. La un moment dat, cele două automobile au intrat în coliziune, după care unul dintre pasageri ar fi tras cu un pistol 3 focuri de armă către cealaltă mașină. Un glonț l-a rănit pe șoferul mașinii, care a ajuns la spital cu o plagă împușcată în braț. Atacatorul, un bărbat de 32 de ani din localitatea Breasta, județul Dolj, este cercetat acum pentru tentativă de omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice.